Iar dacă nu aveți planuri pentru acest weekend, vi le facem noi. V-am făcut agenda pentru că în acest weekend are loc o piesă minunată pe care nu trebuie să o ratați și vom discuta despre acest spectacol și despre distribuție și despre actori și despre repetiții cu marea noastră actriță frumoasă, elegantă, superbă, Manuela Hărăbăr, aici în studioul Între Prieteni. Bun venit! Mulțumesc, mulțumesc de invitație și mulțumesc pentru prezentare. Mă copleșești, de-a dreptul. Adevărat, ce să mai nu mint cu nimic și suntem fascinați de prezența dumneavoastră și este o mare, mare onoare că suntem împreună astăzi aici. Mulțumesc. Discutăm despre o piesă pe care, așa cum ziceam, nu trebuie să o ratăm în acest weekend, da? Dragostea celor trei portocale. Da, spectacolul este o comedie de arte autentică, unică în peisajul teatral bucureștean și nu numai. Este un spectacol care a văzut lumina zilei în urmă cu trei ani jumate. A avut așa un parcurs destul de bun în primul an, un an jumate, după aceea a venit năpasta dinspre est și ne-a cam închis porțile. Este un spectacol complicat, regia e semnată de un specialist în comedia de arte, pe numele său Michele Modesto Casarin, a venit special din Italia, din zona Veneției și s-a lucrat absolut intens aproape 3 luni de zile la fiecare amănunt, începând de la rostire până la mișcare. Un spectacol în care colegii mei mai tineri și-au depășit limitele, fac niște creații absolut minunate și aici nu pot să nu o menționez pe colega mea mai tânără, Ana Maria Ivan, care are rolul principal, Clarice. Dar pe lângă cei angajați mai sunt și colaboratori, sunt mândră să fiu alături de fostul meu coleg de facultate, Adrian Ciobanu, care face un rol senzațional. Eu am intrat puțin mai târziu în distribuție, după un an și jumătate a trebuit să înlocuiesc o actriță mult mai tânără, dar ce să vezi, personajul meu este povestitoarea, este o babă. Noi oricum avem măști specifice comediei de arte, deci nu ne împiedicăm de impedimentul vârstei. Și eu sunt povestitoarea, sunt cea care prezintă și introduce spectatorul în lumea asta fabuloasă. Este o joacă plăcută pentru mine, este așa o gură de oxigen pentru că este total diferit de ceea ce am făcut până acum. Și chiar de ceea ce fac în prezent și duceam lipsa. Spectacolul va avea loc la Teatrul de Vară Herăstrău la 20:30 pe 22 august. Răcoare, da și nu. Asta vreau să le spun telespectatorilor și poate viitorilor spectatori care vor cumpăra bilete. Efortul actorilor este enorm și consumul fizic și consumul mental acest spectacol este dincolo de limitele normale și ar fi păcat ca spectatorii să nu fie alături de noi în această seară. Când reluăm, e un fel de nouă premieră, dacă vrei, pe 22 cu Dragostea celor trei portocale. Și avem nevoie de susținerea spectatorilor, avem nevoie să știm că nu suntem singuri, pentru că în toată perioada asta de aproape 2 ani de zile ne-am simțit extrem de singuri și văduviți de public și puși la colț și certați de către cei de la putere în toate felurile, umiliți, puși să jucăm din bucătărie acasă, să citim, să spunem poezii. Pe să... online, nu? Lucru pe care l-am făcut cu mare plăcere și cu mare bucurie pentru că și pentru noi a fost un exercițiu. N-am putut să pur și simplu să închidem ușa la casă și să ne prefacem că acel timp nu există și aveam nevoie să fim în permanent contact cu publicul sau măcar cu o parte din public. Căutam cu mare grijă textele pe care le spuneam pentru a aduce măcar o frântură de alinare sufletelor atât de
atât de greu încercate în toată perioada asta. Așa este, dar și pentru noi a fost vorba de același lucru. Și noi am fost văduviți de prezența voastră, de actul artistic în sine. Și oricât de mult ne-ar plăcea să credem că, gata, dacă difuzăm un spectacol online, simțim același lucru, nu, nu este, nu este suficient. Teatru are acea magie. Există un schimb de energie între cei de pe scenă și cei din sală și nu se poate înlocui cu nici cu cel mai performant computer, cu cea mai extraordinară tehnologie care poate să îți difuzeze un spectacol chiar live pe, eu știu, Zoom, pe tot felul de alte canale. Platforme, da. Nu există, pentru că se pierde acea energie care este vie. Așa este. În momentul în care se stinge lumina în sală și se aprind reflectoarele, se deschide cortina, e liniștea aceea. Este un moment magic, absolut, absolut. Noi suntem făuritori de vise, dacă vrei. Așa este. Și visul este viu, este palpabil, are viață în el. Nu... Se creează sub ochii noștri ai spectatorilor. Și spectacolul, într-adevăr, se creează atunci. Niciodată noi nu reluăm un spectacol cu nicio reprezentație. Noi atunci creăm spectacolul pentru prima dată și spectatorii sunt primii spectatori care văd acel miracol născându-se. Așa este. Oricum trăim niște vremuri atipice, totul s-a dat peste cap, am stat în casă în luni de zile în care puteam să repetăm, să punem bazele unor noi spectacole, puteam să jucăm. Noi jucăm acum vara, când lumea este plecată în concedii, când condițiile sunt cum sunt, dar ce să vezi, actorul este un animal foarte ciudat și este un animal ciudat în momentul în care vorbim de pasiunea lui și de menirea lui, dacă vrei, și nu prea știe să se menajeze. Și, în general, actorul român n-a avut parte de menajamente, nici din venite din propria ființă, dar sau cu atât mai puțin din afară. Da, dar actorii români sunt foarte, foarte iubiți și noi de-abia așteptăm să-i vedem și în special în acest spectacol atât de complex și de dificil, da, din punct de vedere actoricesc, comedia de l'arte. Și mă uit că și costumele sunt spectaculoase, scenografia este spectaculoasă, bineînțeles că sunt povești și despre asta. Da, 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 scenografia, costumele și decorurile sunt făcute în Italia, la ateliere specializate în comedia de l'arte, scenografa, o foarte apropiată colaboratoare a domnului Michele Modesto Casarin, a lucrat costumele și le-a adus în București și a început o muncă de o lună și jumătate, în timp în care a patinat fiecare centimetru pătrat de pânză, încălțăminte, măști, accesorii. Deci a fost o muncă absolut sisifică. Și până și materialele folosite sunt materiale naturale, sunt pânze de bumbac, unele făcute după modelul și după tiparul celor de acum câteva sute de ani, unele confecționate chiar manual, lâna folosită la fel. De asta este și foarte complicat. Deci ne gândim, acum vom juca pe aproape 40 de grade. Îmbrăcați materiale. Da, 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 și avem mai multe straturi de costume, deci totul este făcut aproape matematic gândit, fiecare costum în parte, pentru că comedia de l'arte se bazează pe imagine. Fiecare personaj în parte are o anumită tipologie, începând chiar cu imaginea. Da, este o provocare și mă gândesc că la faptul că nu este un spectacol deloc ieftin, ca să zic așa, având în vedere costurile, nu, realizării acestor costume, la întreaga scenografie, este cu atât mai mult de apreciat ceea ce s-a reușit să se facă. Da, și spun, este un spectacol eveniment, n-ar trebui ratat de spectatorii care iubesc teatru și care în general își fac timp să vină la teatru, pentru că este un spectacol unic, este altceva decât putem să vedem în momentul în care deschidem un program cu evenimentele culturale săptămânale.
Cum o să plecăm de la acest spectacol? Cu ce sentimente, cu ce emoții? Cu bucurie. Cu bucurie, pentru că comedia de l'arte prezintă în general povești, drame, suferințe, dar totul se termină cu bine. Lucrurile sunt puse în matcă. Este un spectacol muzical și cel puțin vorbim cu spectatorii care au avut privilegiul să vadă reprezentații trecute. Majoritatea pleca cântând de acolo, cântecul final al nostru. Uite ce frumos! Păi da, așa trebuie, da, într-o duminică seara, nu? Să pleci, da, de la teatru. Vor avea ocazia telespectatorii noștri să vadă acest spectacol, poate și în țară, montat pe undeva? Este foarte complicat de plecat la ora respectivă în țară, dar nădăjduim că vor fi comunități, orașe, teatre care vor solicita acest spectacol. Noi suntem pregătiți să plecăm. Noi ieri, tocmai ce ne-am întors de la Făgăraș, la Casa de Cultură, am jucat un spectacol pentru copii, Revolta Poveștilor. Și a fost așa un maraton, pentru că am plecat de dimineață de la ora 9:30, am ajuns acasă după ora 12:30, deci obositor. Iată, deci nu am, la noi, apropo de normele care se vehiculează prin fel de fel de cercuri, noi la un moment dat normele nu ne ajung orele de pe cadranul ceasului ca să putem să desăvârșim și să ducem la bun sfârșit ceea ce am început. Noi am stat ieri 14 ore pe drum, timp în care ne-am și oprit și am și jucat un spectacol. Am bucurat oamenii și după aceea ne-am pus traista în spate și am plecat înapoi la drum, pentru că a fost un este complicat. Eu înțeleg că oamenii din provincie își doresc să primească actori din București, își doresc spectacole, comunitățile respective au dreptul să se bucure și să se îmbogățească din punct de vedere cultural și emoțional, dar uite că lipsește acea verigă care ar trebui, nu știu de unde să vină, de la consiliile județene, de la consiliile municipale. Trebuie să gândească că totuși actorul nu este un robot și că are nevoie de odihnă. În mod normal, așa este. În vremurile trecute, când exista mai mult respect față de actor, exista și o cazare peste noapte. Nu îl cărtăneai pe omul ăla să meargă 14-15 ore pe drum. Vă propun să mai povestim într-o altă emisie așa din da, culise. Vă mulțumesc, da, tare mult pentru prezență și mare drag acolo la spectacol. Cu mare drag. Voi. Vă mulțumim tare mult. Vă aștept. Dragilor, vă mulțumesc că ați stat alături de noi.